citesc, să ilustrez ceea ce a spus acum Mihai aici. Este mirosul din închisoare. Dacă vă amintiți anul 1964, când relatează ieșirea de la Gherla și drumul făcut până la Cluj, de la Cluj pe București, cu drumul de la tren de la, Cluj pe București, stai relatează niște întâlniri îngheoșătoare, emoționante, cu oameni care după miros și-au dat seama că vin din închisoare, după faptul că erau tunși și după miros. Și au început oamenii să aibă diferențe față de ei, să le ofere scaunul, să le ofere mâncare și unii pe deascunsul să le pună bani în buzunare. Păstrau mirosul închisorii și deja era atât de pregnant și atât de adânc încât că puteau să fie detectați de oameni străini care, din întâmplare, dau peste dumnealor între cu care veneau spre București. Teribile astfel de relatări, scurte de altfel, și dacă ar vrut să scrie cu savoarea unui prozator, îmi place să detalieze și să nareze foarte laborios, foarte supos sau sofisticat. Din potrivă, ai impresia că tot ceea ce încearcă este să creeze o sămânță, să dea o intuiție, o situație și să te lasă să lucrezi mai departe pe cont propriu. Eu am recitind în vederea acestei întâlniri, recitind pagini din Jurnalul Fericirii, eu m-am gândit că ar putea fi considerată această carte și experiența pe care o transmite, o descrie aici, ar putea să fie considerată, de fapt, o exegeză sau chiar o teologie aplicată a predicii de pe muncă, Fericirilor. Nu mă explic altfel de ce și-ar fi intitulat această că o carte despre închisoare, de fapt, de ce ar fi numit-o Jurnalul Fericirii și, de ce ar vorbi mai mult. Ceva care, în prima instanță, ar trebui să ne întărâte, să ne intrige despre Paradis. Vă amintiți, toți cei de aici am trecut prin Jurnalul Fericirii de multe ori, probabil. Găsim multe pagini care vorbește despre Paradis. Deci, problema este, dacă noi ne uităm la predicile de pe munte, ce ascultăm, ce vedem acolo, vedem că se vorbește despre niște oameni în situații nenorocite, în situații deloc favorabile și niște condiții deloc prielnice obținerii fericirii. Și totuși, acele fericiri sunt esențiale. Nicolae Ștehar, mi se pare că prin această carte se imaginează ca unul dintre cei care îl ascultă pe Iisus Hristos, urmărește lecția, încearcă să intuiască. Ce vrea să ne spună Iisus Hristos? Ce înseamnă, de fapt, fericirea pentru noi? Și în ce situație se obține? Este posibilă, într-adevăr, fericirea și experiența Paradisului? Pentru că dacă este posibil acesta, este probabil cel mai cutremurător mister al credinței creștine. Dacă este posibilă fericirea și câștigarea cât de cât a unei trăiri paradisiace în închisoare, în momentul în care ești condamnat, în care ești expus suferinței, expus morții, ești îngrădit din punct de vedere al posibilității de comunicare, posibilității de mișcare, ce să mai zic, ești nu doar frustrat, ci ești limitat și în incapacitate de a prevedea dacă există vreo ieșire sau nu din această situație. Dacă în acest context se poate produce experiența Paradisului sau fericirea, înseamnă că prică de pe munte, așa cum citându-l pe Papini, Ștehar consideră și crede și el, predică de pe munte este, de fapt, cea mai mare, cea mai frumoasă, cea mai sublimă expresie a creativității umane și cartea, fragmentul care salvează istoria umanității. Așa spune, preluând ideea lui Papini. Bun. Sunt câteva pasaje, câteva fragmente care ilustrează acest lucru și unul dintre ele, care pe mine mă emoționează de fiecare dată când îl recitesc, dacă vă amintiți, drumul de la Malmezon spre Cuduba, înspre Jilava. Și pe acel drum, Nicolae Ștehar se găsea strâns, lipit de un fost legionar, pe nume Sandu Ea, nu știu. Cine? Văzărescu? Nu știu. În orice caz, un fost legionar, un bărbat robust, un vlășgan, un om care, în momentul în care au fost puși împreună și strânși unul alături de celălalt, fiecăruia în minte îi vine impulsul imediat de a-și cere iertare celuilalt. Legionarul, da, era pocăit, adică
știa că Ștean este evreu și imediat are impulsul de a să-l ierte cumva și să nu dorește moartea evreu, nu mai are ura și ticăloșea care a fost mai mult atribuită, probabil, nu știu dacă manifestată sau reală, în cazul tuturor legionarilor. Iar Steiner, la rândul lui, are aceeași efuziune și aceeași pornire să simte un fel de rușine că îl pune în situația că el să stea lipit de un evreu pe care, în principiu, ar trebui să-l urască, ar trebui să-l deteste. Pentru mine, ce mai impresionant este momentul în care ajungi la Genava, poate vă amintiți, nu doar faptul că este un gest de afecțiune și de prietenie și de iertare omenească. E altceva care e mult mai profund și mai, zic eu, relevant din punct de vedere al credinței sau teologiei pe care, într-o care trăia Nicolae Ștean, pe care nu o teoretiza doar. Odată ajuns acolo, Sandu și cu Nicolae ajung în celulă, se îmbrățișează și se sărută. Și dacă vă amintiți, ce se întâmplă? Fiecare urmărește pe chipul celuilalt, brațul celuilalt și pe gura celuilalt lumina energiilor necreate, spune Nicolae Ștean, ce face imediat trimitere la Palamas. Deci, el spune că acesta este momentul, iertarea, uitarea, îmbrățișarea și sărutul care confirmă iertarea și fraternitatea totală într-un ceva mai presus de emoțiile și de pasiunile și de firea noastră slabă omenească, este momentul unei dezvăluiri, unei dezvăluiri divine, de fapt, a acestei energii necreate. Sunt, de asemenea, m-am amintit în timp ce vorbea Mihai, și cred că și dumneavoastră ați pomenit episodul în care a fost botezat, felul care descrie emoția sau starea lui după, imediat după botez. Au fost cei doi preoți greco-catolici de la Ardelea, dacă mă ține bine minte, multe nume, Nicolae și celălalt, Iuliu, și care și țineau de șase, cumva încercau să acopere ușa ca să nu pândească, să nu vadă gardienii că se petrece acest botez. Și după săvârșirea acestui botez, Nicolae Ștean relatează un fel de experiență de asemenea paradisiacă. O liniște, un soi de beatitudine, un soi de împăcare totală, o stare aproape anesteziată, cred că face trimitere și la experiențele psihedelice. Exact. Cred că folosește un astfel de termen, ceva legat de narcoză. Iluminare. Da, de iluminare de narcoză. Ceva care este mai presus de orice fericire sau de orice bucurie trăită. În acel pasaj spune Nicolae Ștehar, nu cred că există o experiență culturală, o experiență lecturii, vreun spectacol, nici măcar o funcție, vreun ministeriat, care să aducă emoții și bucurie cu acea intensitate la acel nivel. Eu zic că această carte, Jurnalul Fericirii, este nu un manual, și, cum am spus, este o exegeză a fericirilor, a predicii de pe munte, dar relevanța ei pentru un sistem social ține de acest paradox. Fapt paradox, e chiar contradicția totală între condițiile în care trăiește cineva, condițiile în care ești pus să-ți duci viața și care, odată ce ești în închisoare, e imposibil să faci ce vrei, adică libertatea ta nu te leagă de o opțiune sau de o decizie, pentru că, indiferent cât de liber ai fi tu să alegi, nu ai ce să alegi pentru că ești închis, nu? Totul ți se pune în cale. Condițiile în care ești pus pe deoparte și aspirația care ți este îngăduit să o ai, nu? Deci poți, într-adevăr, dacă ești pus acolo, să speri la fericire. Nu știu dacă există ceva, din punct de vedere, sufletesc, psihologic, e prea puțin spus, din punct de vedere sufletesc, pentru felul de a fi al omului și de a trăi și de a se angaja el în experiența lui de viață, dacă este ceva mai semnificativ decât acest test. Dacă poți să ajungi în aceste condiții, în astfel de... Este partea suportabilă a infernului, pentru că dincolo de asta se va mult de atâta vreme decât moartea. Și mulți dintre cei care au fost închiși, au fost torturați, au murit prin înfometare, unii înghețați la Sighet, au fost... Au murit câțiva episcopi greco-catolici la Sighet, au murit de frig, au murit înghețați. Deci, dincolo de acest context al închisorii, nu era altceva decât moartea. Și totuși, în acest context, să fie pentru tine
treapta, nu treapta, ci să fie deschidă ușa spre paradis. De acest lucru mi s-a părut uluitor. Pentru că, vedeți, despre paradis și despre fericire s-a scris în atâtea feluri. Biblia începe cu paradisul și paradisul era un loc unde nu există boală, unde nu există suferință, unde nu există moarte, unde nu există mânie, unde nu există furie, unde nu există foame, unde nu există oboseală, unde nu există bătrânețe. Și e credibil acel paradis. Dar cum arată un paradis în care există doar întuneric, tortură, înfometare, scârbă, oroare, nu? Lături cu care ești hrănit, nu? O ostilitate și o brutalitate absolută, exercitată în mod continuu asupra ta. E, dacă acestea sunt condițiile în care tu poți să-ți clădești fericirea, înseamnă că este ceva mai presus de un sistem care încearcă să domne sau să controleze viața omului. Acest sistem totalitar, presiunea sau forța unui sistem, cât de mult sau cât de departe ajunge să controleze, poate să controleze până și sufletul, până și relația sufletului cu Dumnezeu, dacă nu poate să o controleze, înseamnă că el nu este atotputernic și înseamnă că există o evadare și o ieșire chiar și din acest infern. Această evadare este, de fapt, credința. Aici, în jurnalul fericit, noi vedem întâlniri între legionari și evrei, între greco-catolici și ortodoxi, de fapt, au participat chiar la botezul lui greco-catolici și ortodoxi. Adică, cum a spus și dumneavoastră, ați pomenit acest lucru, Nicolae Ștehar spune într-un pasaj în acest jurnal fericit, că nu există, mi-am dat seama, că nu există nimeni mai presus decât caracterul. Crezul religios, convingerile filozofice, convingerile politice, chiar gusturile, pasiunile literare, culturale, toate acestea sunt, de fapt, superficiale și relative. Ceea ce contează și ceea ce i-a legat în această experiență a detenției pe cei cu care a ajuns să se împrietinească și pe care se admire, are niște portrete uluitoare. Lui Voiculescu, de exemplu, sau Sergian George. Și mai sunt foarte multe figuri pe care am întâlnit și care s-au vorbit de o distinție, de o demnitate, de o noblețe impecabilă. Ei, toate aceste legături sunt, de fapt, generate de această solidaritate în vederea descoperirii a ceva mai presus de vulnerabilitate și de șansa de control din partea sistemului. Pentru că sistemul poate să controleze într-adevăr și le-a controlat libertatea, le-a controlat viața. Unora le-a determinat moartea. Dar există o ieșire și în această situație și acest lucru, cred că este o... Folosește termenul de metanoia, dacă nu mă înșel. Spune că experiența esențială sau fundamentală care a dus-o creștinismul este o schimbare a omului. Ei, un om, dacă nu este schimbat, este îngenunchiat, este învins de suferință, poate și de deprimare, poate și de incapacitatea de a îndura până la capăt, pentru că a dispărut resortul sau mecanismul care să smulgă în afara sistemului de tortură care se exercită asupra lui. Mihai a făcut trimitere chiar la începutul cărții, acele trei pilde, acele trei tehnici, de fapt, de evadare, de ieșire din situația de infern sau de încleștare din partea unui sistem. Și prima dintre ele, care mi s-a părut poate cea mai crudă, experiența lui Solzhenitsyn, experiența morții. Adică este o moarte simulată, să te comporți ca și cum ai fi murit deja. Pentru că el, asta se leagă de puterea pe care o are orice forță abuzivă, orice forță totalitară, o are asupra omului. Această putere care este dată, cum ai ilustrat în acel fragment, de teamă, de frică. Nu există niciun fel de dictatură dacă n-ar exista această frică și această lașitate din partea lor, care se întreține, de fapt, inconștient. Combustibilul cu care se hrănește, de fapt, această forță discreționare este teama, frica, neputința, lașitatea noastră. Ei, metoda pe care o propun aici și pe care o prea și de-a lungul multor pasaje din jurnalul fericit,
curajul sau putezanța, depășirea fricii sau eliberarea de frică sunt, de fapt, condiția călirii caracterului. Să te comporți ca și cum ai fi murit, în acel moment, spune Steinhardt, în acel moment nimeni nu mai are nicio putere asupra ta pentru că nu mai e ce să pierzi. Și cineva care a acceptat că deja ești terminat. E momentul în care s-a dus la închisoare, a adoptat această metodă. Spus, în acest moment am înțeles că eu nu mai sunt un om terminat, eu sunt un om sfârșit, nu mai am nimic și nu sunt nimic, de fapt. Ei, când am această convingere, nu mai e nimic în afara mea care să mă poată obliga la ceva, care să mă poată speria, care să mă poată intimida, care să mă poată șantaja, care să mă poată pune într-o situație ridicolă sau meschină, într-o situație de trădător sau de laș. Pentru că deja tot ceea ce a fost mai rău mi s-a întâmplat, adică am murit. În acel moment, cu tot ceea ce mai am eu, ca ființă încă vie, mă comport cel puțin cu demnitate sau cel puțin cu cum să zic, fără frică, fără teamă. Mie mi se părea că sau mi se pare că acest jurnal este o teologie aplicată și o lecție de metanoia pe care el o parcurge, pe care o descrie, adică o relevare pas cu pas prin multe pasaje a felului în care s-ar putea întâmpla să ajungă la fericire cineva în acel tip de fericire pe care îl predică Iisus pe munte. Și nu văd în ce fel ar putea să fie mai, și aici folosesc un termen pe care el l-a preluat și l-a folosit pe urmele lui Kierkegaard, filozoful danez pe care l-a admirat. Kierkegaard spunea că a crede înseamnă să fii contemporan cu Hristos. Credința e, de fapt, contemporanitatea, să te porți ca și cum ai fi față în față cu El. Și ai trăit și ai dat toată responsabilitatea și toate angajamentele. Și că un lucru foarte frumos în jurnalul lui, spune că Golgota vine de la craniu, adică presupune cerebralitate. Deci a crede în Iisus înseamnă, de fapt, a gândit tot timpul asta, spune Kierkegaard. O chestie extraordinară, o observație pe care mai o face și chiar era mistic, avea niște faze mistice în teologia lui. Kierkegaard sau... Kierkegaard, da. Jurnalul lui. Da, deci, ca să închei puțin cu această idee a contemporaneității. De fapt, prin acest jurnal al fericirii, ca și cum el ar fi, eu așa îl văd, ca și cum el ar fi venit cu tema făcută, s-ar prezenta în fața lui Hristos și a spune, uite, eu am luat de bun ceea ce am ascultat în această predică de pe munte. S-au întâmplat multe lucruri, am ajuns și eu la închisoare, ca mulți dintre noi, am trecut și eu prin niște suferințe, ca mulți dintre noi, și uite ce am înțeles și unde m-au dus aceste suferințe. Oare este, am înțeles corect ce înseamnă fericire? Oare așa ceva aștept de la noi? Și mă gândesc că el a făcut o judecată de apoi, pe cont propriu, pe pielea lui, cu care probabil se poate prezenta, așa cum le-a cu minte în fața lui Hristos, cu tema care a făcut-o. Și acest înseamnă fericire este o temă făcută pentru lumea de dincolo, pentru judecata de apoi. Eu așa o văd. N-aș vrea să mă timp prea mult, dar nu o să închei înainte de a face o foarte scurtă trimitere la Dorin de Dobândi, pentru că o carte care m-a fascinat, care mi-a plăcut și ideea acestei predici, Dorin de Dobândi. Steinhardt nu vorbește ca un teolog specialist, nu ține predici și nu trimiterile pe care el le face la idei creștine sunt mai multe la scriitori creștini, mai multe la Dostoievski, la Papini, la mulți alți scriitori, decât la Sfinții Părinți. Nu? El nu rare ori găsește în textul lui Steinhardt, trimite la Sfinții Părinți. Nu? Adică el nu vine pe tradiția patristică și nu vine format pas cu pas pe acest drum liniștit cu minte al exegezei, al analizei patristice, al trimiterilor la Sfinții Părinți, la capete teologice de mare prestigiu și de mare valoare culturală, ci pornește de la experiența personală, de la viața proprie. Dar Dorin Dobândi, aici mi se pare că el pune cel mai frumos paradoxul neputinței omului de a fi creștin și totuși nevoia trebuie să se comporte ca atare. Ce face un om care știe, cred, Doamne ajută-ne credinței mele, îmi place și comentează frumos această spunere. Ce înseamnă când eu cred, dar în același timp
mă văd neputincios sau mă văd chiar necredincios. Cum îmi împac faptul că vreau să fiu legat de Dumnezeu prin credință, dar nu sunt atât de puternic încât ca simpla mea credință chiar să mă pună să mă împingă în față de Dumnezeu. Ceva scapă. Dacă totul s-ar baza în relația mea cu Dumnezeu doar pe credința mea, atunci aș fi pierdut. Cred totuși, ajută-mă să pot să fiu mai mult decât mă legitimez prin simpla mea credință. Și explicația mea este de acest dărâm de dobândi. Face trimitere la o pildă relatată de Henri Michu, cred că, un novice care se duce în mănăstire și se mărturisește, se spovedește înainte să... și de fapt, se consultă dacă va fi să nu primită în mănăstire. Și foarte sincer spune, eu nu am credință, nu am nici îndrăzneală, nu am curaj, nu am lumină, nu sunt un om bun, sunt un nenorocit și nici pe mine nu sunt capabil să mă ajut cu nimic. Nu văd cum aș putea să fiu de folos cuiva. Ce e de făcut? Și starețul cu înțelepciune dumnezeiască spune, fiule, asta nu e o problemă. Adică, tu ceea ce ai spus, toată aceasta... Eu răspund, dar un răspuns taoista. Taoista, aproape. Da, dar ce efect a avut? Deci, cu acest lucru, el a pus direct pe Dumnezeu ca pe o bilă fierbinte în palmă. Acum, tu ești capabil să-l ții pe Dumnezeu. Dar uite, totuși, să-l dau și ține de palmă. Primești ceva mai presus de așteptările tale și decât pregătirea pe care tu o ai. De fapt, mie mi se pare cea mai sinceră poziționare a omului, a situației omului față de Dumnezeu este aceasta. Nu ești niciodată pregătit. Nu ești niciodată destul de hot, destul de matur, nu ai niciodată intuiția sau credința sau bunătatea sau iubirea pe măsura a ceea ce ar trebui să porți dacă Dumnezeu te-a luat în serios și ți le-a oferit. Bine, acum poartă-te ca un credincios, poartă-te ca unul care are iubire, poartă-te ca unul care iartă, poartă-te ca unul care e mânat întotdeauna de dorința de bunătate față de aproapele lui. Ei, nu e nicio situație în care să fac asta și totuși te pui să o faci, nu te împingi în situație să o faci. Dăruim pe dobândi, spune Nicolae Șteacă, că este paradoxul suprem al credinței. Dumnezeu se cere imposibilul. De ce se cere imposibilul? Pentru că iubirea Lui și credința Lui în tine este mai presus de ceea ce tu îți imaginezi. Se cere să faci mai mult și încercând să faci mai mult decât poți, încercând să faci imposibilul, capezi de fapt un dar mai presus de ceea ce tu speri, de ceea ce aștepți. Îl primești pe Dumnezeu pe care, în momentul în care dăruiești credința pe care nu ai, libertatea pe care nu ai, iubirea pe care nu ai, bunătatea pe care nu ai, dacă totuși le dăruiești, dăruiești mai mult decât aceste atribute. Dăruiești prezența lui Dumnezeu în relația ta cu celălalt. Acesta este un moment de mântanea, un moment de convertire. De fapt, dăruirea supremă este ca în momentul în care omul este în fața celuilalt și neavând nimic altceva decât efuziunea și pornirea dăruirii, se instalează un orizont în care întâi începe să circule Dumnezeu. Acesta este, de fapt, cred eu, așa am înțeles eu, dăruind vei dobândi. Că în momentul în care te apropii de celălalt, tu nu știi dacă meriți să stai în fața lui, dacă ai demnitatea, dacă ai bunătatea, dacă ai umanitatea pentru care el se deschide ochii și pe care se merită să o vadă. Dar dacă ai pornirea, totuși, în acel moment se instalează aura, legătura mistică, se spune, dacă acest termen nu deranjează, între tine și celălalt, în așa fel încât, neavând nimic de dat, în primul moment, în al doilea moment, se instalează între tine și el un dar absolut. Un dar pe care nici măcar nu poți să-l ții, să-l cuprinzi. Venirea lui Dumnezeu, un fel de parusie, un fel de parvenire a lui Dumnezeu în relația ta directă cu celălalt. Ei, mi s-a părut că o astfel de interpretare și astfel depinde mai întâi de ratată. Și Steinhardt nu... El rămâne o figură culturală despre care se poate și se va discuta mult și bine. Dar ca educator moral și ca educator într-o convertire, să spunem. Eu cred, citind pagini din Jurnalul Fericirii și din predicile de Jurnalul Dobândii, chiar pornind pe un fond de neutralitate religioasă, e imposibil ca felul în care ilustrează el momentele, situațiile de credință sau situațiile de revelare a unor momente sau taine ale creștinismului, e imposibil să nu fie atins, să nu fie mișcat și să nu se întâmple ceva mai mult decât aștepți ca cititor de la o lectură sfântă, de la o carte care, în fond, nu e scrisă de cineva care să aibă aura sfințeniei, nu?
mergem spre cărțile Lui, altfel decât mergem spre cărțile Sfinților Părinți sau spre cărțile sacre. Sunt complementare. Da, sigur. Și totuși efectul, cum a spus și el, mă rog, poate cu un fel de ironie, când relatează intențiile finale ale Dostoievski, ar fi vrut să scrie O viață lui Iisus, și Steinhardt spune, poate că e bine, că n-am mai apucat că ar fi fost o a cincea Evanghelie. Adică există, într-adevăr, scriitori, precum era Dostoievski, care dacă se apucă să scrie ceva, scrie o Evanghelie. Ei, Nicolae Steinhardt cred că s-a apropiat în multe dintre momentele, din luminele pe care le-au pasaje din cărțile lui, s-a apropiat de o relevanță și de o frumusețe evanghelică a ceea ce descrie. Și perfect, scuze-mă, e perfect concordat. Asta e cam ceea ce am putut eu să spun. Noica, conversul pentru fratele Alexandru, cu ce spune paleologul că s-a descoperit ca structură etică în pușcărie, că ar fi fost niște epizori. Adică, o singură